Știință! Bine, ne revedem într-un nou episod Știința altfel din fizică. Un episod super tare în care vom descoperi secretele din spatele pârghilor, scripeților și ceva foarte interesant. Ce anume? Se numește centrul de greutate. Dintotdeauna oamenii au folosit tot felul de invenții ca să-și ușureze munca. Adică una, nu știu dacă prima, dar o invenție foarte, foarte veche a fost... Roata! Roata! Cu ajutorul roții, noi cărăm diferite lucruri, pentru că nu am putea căra cu spatele sau mai știu eu, fără ceva care să ajute să învingă forța de frecare, nu? Hai să mai vedem ce alte simple mecanisme au mai folosit. Păi, în aceste categorie intră, de fapt, și planul înclinat, și roata, și, mă rog, asta nu e chiar roata, nu, dar... Nu, asta e roata perforată, da, roata. Da, nu contează, planul, roata. Planul înclinat, dacă ai de luat niște lemne de la munte, ai nevoie de la vale, cum folosești planul înclinat? Păi le arunc și cam. Te folosești de forța gravitațională. Da, dar aveți grijă să nu aruncați, dacă e vreo casă în jos acolo, de o faceți varsă. Păi foarte calculat, după care oamenii și-au dat seama și cu ajutorul unor materiale, niște plăci sau mai știu eu, și-au creat singur planul înclinat. Pentru că și-au dat seama că funcționează treaba asta, nu? By the way, când un om primitiv folosea o creangă de copac pentru a ridica o piatră, de fapt inventa o ce? Cum ar fi să zicem că eu vreau să ridic o piatră cu o creangă. Așa. Ia uite cum o ridic. De fapt inventa o... Pârghie. Mai cu un foc. Pârghie. Pârghie. O pârghie. Cât mai târziu oamenii au început să folosească balanța pentru a compara cantități. Foloseau tot o... Păi dacă ar fi să ne gândim, punem aici să zicem că asta e o balanță, nu? Și trebuie să compari cantitățile. Asta ce este? Tot o... cantitate industrială de sos. O ce? O pârghie! Tot o pârghie! Cele mai multe instrumente vechi, precum sapa, paleta, ciocanul cu mâneri și celelalte, se bazează după același principiu. Mai exact, o pârghie! Și construcția piramidelor egiptene a fost posibilă datorită unei... piramide, am piramide, zi! Pârghie! Unei pârghii! Așa, unei pârghii. Pentru că oamenii se ziceau, băi, au venit extratereștii și au construit piramide. Au venit extratereștii și au construit piramidele. Vă dați seama, fraților, cum au putut să pună blocurile alea de piatră? Păi da, foloseau pârghii. Nu doar că piramidele au fost construite cu ajutorul pârghilor, dar și și-a spus Arhimede despre pârghii. Ce? Dați-mi un loc unde să stau și voi muta pământul. Deci dacă brațul folosit ca pârghie are o lungime de aproximativ 500 de mii de miliarde de kilometri. Da. Păi, dar se poate fizic. Păi se poate, adică e o posibilitate. Bine, și un punct de sprijin, într-adevăr. Pârghia este o bară rigidă care se poate roti în jurul unui punct de sprijin asupra căreia acționează o forță activă și o forță rezistentă. Îți mai amintești ce este forța de rezistență în cazul de față? O forță de reacție, fără exact. Palpitație. Pentru că avem întâi forța care acționează și forța de rezistență este reacționara, nu-i așa? Zi, măi, Spooky! Zic, așa este! De unde ai auzit de forța de reacție? În legea a doua lui Newton! În funcție de poziția pătrului de sprijin și a punctelor de aplicație ale celor două forțe, activă și rezistentă, se definesc nu unu, ci trei tipuri de pârghii. Avem brațul pârghiei, avem punctul de sprijin despre care povestim și forța activă este cea pe care o acționezi ca să ridici un corp. Bineînțeles, corpul creează forța reactivă, forța rezistentă. Pârghia de ordinul 1, care are punctul de sprijin între punctul de aplicație al forței active și punctul de aplicație al forței rezistente, cu brațul forței active și brațul forței rezistente. Care este brațul forței active? Păi gândește-te, dacă forța activă e aici, cea pe care o folosești ca să ridici, brațul forței active pornește din centru, unde este punctul de sprijin, și brațul forței rezistente pornește din centru către forța rezistentă. Am făcut în episodul precedent discu cu... Uite, știi că eram cu minus și cu plus. Dacă noi rotim brațul acesta, el formează un cerc. Practic putem să spunem că brațul forței active vine din centru către forța activă, cea pe care o acționezi, și brațul forței rezistente din centru către corpul pe care vrei să-l ridici și care opune rezistență.
facem o balanță, ține puțin. Hai să facem o balanță, ține puțin. Trebuie să faceți și voi foarte ușor, dintr-un... umeraș. Și ce asta, o sfoară cu două bucăți de pahare. Cei de la Ematico le-au făcut. Și ce trebuie să le spunem prietenilor noștri? Ce trebuie să le spunem? Că ne aflăm în laboratorul liceului teoretic Genesis. În București, unde... se pot înscrie și ei dacă sunt clasa 8-a și caută un loc unde să meargă la liceu. Foarte interesant, liceul Genesis ce are special? Bacaloratul internațional, senzațional. Trebuie să-i faci nodul ca lumea pentru că o să punem greutate. E nodul foarte ca lumea. Serios? E foarte ca lumea. O să-i punem greutate. Pune greutate. Ia, pune-i tu. Bine. E pun asta? Da. Atât de ca lumea a fost făcut. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Hai să punem. Pune tu primul. Bun, și dacă se... ia uite. S-a înclinat. S-a înclinat și acum pun eu. Și este în echilibru. Dacă ne imaginăm, apropo de discul cu perforații pe care l-am făcut, dacă ne imaginăm că balanța noastră poate să formeze un cerc complet, vezi? E același lucru care se întâmplă la discul perforat. Am înțeles, doar că nu e disc, e o balanță. Balanța e cumva jumătate de disc. Asta zic. Interesant, nu? Interesant. Altă pârghie de gradul 1 am adus aici. Asta este o... coarfecă de cuticule. Te se folosește la manicură. Patentul. Ai patent? N-am. Eu mereu confund creștere cu patentul. Cazmaua. Asta nu știu cum arată. Cazmaua? Da. Aia cu care sapi. Ranga. Ranga. Și încă un exemplu de pârghie de grad 1, știi care mai e spooky? Care mai e? Catapulta. Aia le trage așa. Hai să vorbim despre pârghiile de ordinul 2. Revenim la punctul nostru de sprijin, la pârghia de ordinul 2. Punctul nostru de sprijin este în capăt. Ia uitați-l. Aici nu mai este la mijloc, e în capăt. De data asta acționează forța activă de sus în jos. Așa e, deci pentru că forța activă apasă de sus în jos și forța de rezistență apasă de jos în sus. Dar hai să-ți arăt o pârghie foarte clară în sus. Pac, pac! Garlic crusher-ul! Forța activă e asta, apăsăm pe el și forța de rezistență e aici jos, unde punem usturoiul, da? Și ea apasă invers, practic, ok? Și punctul de sprijin al pârghiei, observăm unde este? Acolo, în capăt. În capăt, nu mai e la mijloc. Măi, ce tare, dar nu știu. Foarte tare! În sfârșit știi și tu că e tare! Pârghia de ordinul 2 este o pârghie de forță, adică are rolul de a multiplica forța. Am înțeles, deci cum e perforatorul, presa pentru usturoi, presa pentru cartofi, roaba și spărgătorul de nuci. Tot ce în capătul ăla și aplici o forță de sus în jos. Ok, Spooky, hai să vedem cum e treaba cu... numărul 3. Am observat că nu mai am ochelarii mei în semnătură. Păi ai purtat cu ea de vedere ca să vezi mai bine. Exact, dar văd mult mai bine și cu aceștia. Pam, pam. La pârghia de ordinul 3, punctul de sprijin este tot în capăt, la fel ca la pârghia de ordinul 2. Forța activă, cea care acționează, e undeva între punctul de sprijin și capătul ăsta, adică aproape la mijloc, și acționează de sus în jos. Și forța reactivă, cea care împinge, este în capăt și acționează de jos în sus. Și un exemplu foarte bun este penseta. Ia, smulgeți un fir din nas. Doamne ferește! Auci! Așa, penseta este o pârghie de ordinul 3. E diferită, vezi, de pârghia de ordinul 2. Nu mai reacționează, nu mai vine nimic înapoi. Ba da, vine. Forța de rezistență e aici în capăt, dar forța activă e aici undeva la mijloc. Pe când aici forța activă e tot în capăt, observi? Am înțeles. Vezi diferența, da? Da, da, da. Tu apeși aici la mijloc, nu apeși aici. Da, 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 am înțeles. Alte exemple de pârghi ar fi dispozitivul pentru scos sâmburi de cireșe sau din vișine, lopata sau cazma, nu e aceeași chestie. No. Cu lopata ridici. Așa, e și cu cazmaua sapi. Exact, bagi în pământ. Aia cazmaua e de ordinul 1, pentru că o bagi în pământ sapi și are punctul de sprijin la mijloc. Lopata, ridici cu ea ceva și are punctul de sprijin în capăt. Da, grabă, cum zici grabă? Rebel? Da, adunăturile. Nu știu. Să-ți arăt, Spooky, un experiment în care vom observa cât de mult contează punctul de sprijin și cum se schimbă situația în funcție de punctul de sprijin. Vrei să vezi? Are legătură cu roata asta? N-are legătură cu roata asta. Hai să o dăm la o parte. Dăm la o parte roata? Bine. Cu mare grijă că poate o mai folosim.
Ne trebuie un punct de sprijin, o pârghie. Vezi, avem mai multe semne aici, o să le folosim fiecare pe post de punct de sprijin. Desigur, o încărcătură. Ne mai trebuie o măsurătoare ca să ne dăm seama cât de mult se ridică încărcătura, da? Am înțeles, ia să vedem cum facem, ce facem. Încărcătura o punem aici. După cum vezi, suntem în balanță. Observ, nu? Mai știi ideea de, din episodul trecut cu discul perforat, când aveam încărcătură foarte mare, dar brațul scurt și aproape se echilibra cu o încărcătură mică, dar brațul lung? Ce se întâmplă dacă păstrăm greutățile, adică de două ori mai multe ale tale, de două ori mai puține ale mele, dacă schimbăm distanța față de centrul de rotație? O să măresc un pic distanța față de centrul de rotație. Și mărim distanța, s-o ducem până... Unde s-o ducem? Până la până capăt? Până la capăt. Până la capăt. Am păstrat 4 șaibe ale Ioanei, am lăsat 2 șaibe ale mele, am schimbat distanța față de centru, deci aveam, ne amintim, 5 cm, iar acum avem aproape 10. Aproape 10 cm, adică dublu. Nu doar că se echilibrează, dar de data asta trage chiar către mine. Uite că se întâmplă în acest moment, observi? Practic în acest moment avem o balanță în echilibru. Hai să vedem, aplicăm forța, că ne trebuie forța activă. Aplicăm forța activă și vedem cât se ridică. 7 cm, cu un punct de sprijin cât mai aproape de capătul forței reactive. Adică asta care apasă. Trebuie să iau încărcătura, tu muți pe mijloc. Am mutat pe mijloc. Acum să vedem. Balanța mai e în echilibru? Nu mai e în echilibru. Nu mai e în echilibru. Hai să vedem ce se întâmplă când aplicăm forța activă, să vedem cât de mult se ridică. Wow! Până la 9 cm. Până la 9 cm, doar pentru că am schimbat punctul de sprijin. Foarte tare, frate, așa mi se pare, incredibil așa ceva. Și acum schimbăm pentru a treia oară punctul de sprijin. Îl mutăm către forța activă. Dar nu prea mai e în balanță. Cumva... Nu mai e deloc în balanță, da, clar. Avem forța activă, cea care apasă? Apasă! Și hai să vedem cât de mult merge. Oh, 11 cm! 11 cm! Deci din 2 în 2. Cum din 2 în 2? Păi mai devreme era 7, apoi 9 și apoi 11. Ah, ok. Cu cât am îndepărtat punctul de sprijin de forța reactivă, cu atât s-a înălțat mai mult. Cu atât are. Asta este fizică, frate. Și uite așa, spooky, ajungem la legea pârghilor. Există și o legea, băi, dar câtele sunt păi pârghii 1, toate, 2, 3, bineînțeles, 7, oamenii trag concluzii în funcție de toate lucrurile astea. Am ce înțeles, crezi? Păi și despre ce e vorba în asta? Păi fii atent, o pârghie este în echilibru dacă sunt îndeplinite condițiile de echilibru de translație și echilibru de rotație. Păi echilibru de rotație era atunci când discul perforat, ți amintești, era egal. Eu știu că echilibru de rotație, cum ai zis tu mai devreme, este o sumă a forțelor, da, care rotesc de corpul într-un sens pe care noi îl stabilim de regulă orar și este egală cu suma momentelor forțelor care rotesc corpul în sensul antiorar. Adică merge într-o parte sau în cealaltă. Tot corpul nostru este plin de... De piele? Pârghii. Stai măi, adică articulația? Exact, fii atent. Pârghie de ordinul 1. Articulația dintre cap. Da. Nu. Au mâna, mi-ai sucit-o. Voi spui, tu ai forță și în capul. Mi-ai sucit-o gâtul. Deci, articulația dintre cap și prima vertebră. Aici este o pârghie de ordinul 1. Am trei tipuri de creier. Greutatea, forța de rezistență, este capul. Punctul de sprijin este vertebra și forța activă este acțiunea musculară care vine de la mușchiul trapez. Nu, la mine nu prea e trapez, că sunt cam rotund și am și cocoașa. Asta e forța activă, aici e punctul de sprijin și asta este forța reactivă. Oh, greu. Oh, frate, dar ce aici? Ai stiletul acolo, de ce arăți pe mine? Ah, bravo! Hai să mă... bravo, nu m-am gândit. Ia uite, măi, frate, măi, arată să mă fac aici... Da, deci forța activă este aici de la trapez. Mușchi, da? Așa, și capul este acesta. Forța reactivă. Aici, reactivă. Și punctul de sprijin? Vertebra. Prima uite-o vertebră. Aici, prima vertebră. Un exemplu de pârghie de gradul 2, partea piciorului atunci când stai pe vârfuri. Hai să ridic. N-ai cum să ridici piciorul? O, ajută-mă.
E sigură că vrei? Ia. Când stai pe vârful, stai un pic. Stai așa puțin. Da, să se vadă. A căzut roata. Punctul de sprijin este format de îmbinările oaselor degetelor de la picior. Forța rezistentă este greutatea corpului. Păi stai, asta trebuie să stea pe vârf. Așa. Stai așa. Iar forța activă este acțiunea musculară a mușchilor gambei aplicată pe călcâi prin tendonul lui Ahile. Mamă, tu vezi unde vin eu pe scheletul ăsta? Da. Acum reziști tu, că nu mai pot. Ține! Ține! Îl țin. Mamă! Pârghie de gradul 3, de ordinul 3, este brațul îndoit din cot. Vedem? Din cot, uite-l. Brațul îndoit din cot. Aute. Din cot. Brațul îndoit din cot. Articulația cotului reprezintă punctul de sprijin. Forța de rezistență, încărcătura, este antebrațul, încheietura mâinii și mâna. Iar forța activă este acțiunea musculară a mușcului biceps, care se contractă când cotul este îndoit. 1, 2, 3, 4!